Acum accept. Am mai dat victime. Vreau să fac un apel și noi vom face în continuare. În decembrie se împlinesc 15 ani de la Revoluție, conform codului nostru penal, crimele din timpul Revoluției se vor prescrie. În contextul în care astăzi se pune problema culpabilizării românilor din al doilea război mondial, că ar fi, comis un holocaust antievreiesc, deci, deși noi n-am fost condamnați după război pentru așa ceva, acum s-a pus această problemă, vă dați seama, crimele Revoluției se prescriu, acelea însă nu. Din balconul operei se cere ca steagul însângerat al Revoluției să fie trimis la muzeu. Mai târziu și frontul și proclamația au simbolic vorbind aceeași destinație, dar spiritul civic al Timișoarei, curajul unui oraș care s-a măsurat cu istoria, nu pot fi expediate în muzee. Timișoara nu și-a terminat discursul din balconul operei.